Salut! În episodul de astăzi vă vom prezenta 10 pericole care le pândesc pe țestoase, așa că așează-te cât mai comod, pune un like și să începem! De aproape 250 de milioane de ani, țestoasele au trăit fără probleme, până când în viața lor n-a apărut omul. Puteau fi numite campioni în supraviețuire dacă n-ar fi fost căderea bruscă a populației lor. Numeroase specii au fost distruse din cauza pescuitului excesiv. Doar pe insulele Galapagos în secolul 7-8 au fost distruse peste 10 milioane de țestoase de Galapagos. Pe insula Reunion hrăneau porcii cu ele, iar în URSS anual, cu mai mult de 10.000 de țestoase asiatice erau hrănite animalele purtătoare de blană. Situația se schimbă și voluntarii salvează activ țestoasele de la dispariție. Prognoza meteo pentru astăzi, înnourat, alocuri țestoase. Salvarea de căpușe. Uimitor, dar acești vampiri au ajuns și la țestoasele delicioase. Din paraziți externi care iubesc să se hrănească cu țestoase, căpușele se întâlnesc foarte des. Acești iubitori de sânge preferă să-și găsească un loc cald printre faldurile pielei, la baza cozii. De asemenea, se găsesc pe la colțurile gurii și a ochilor. Suferă în mare parte din cauza căpușelor Ixodes. Ele se bagă adânc în pielea lor, fiindcă pielea țestoaselor este destul de subțire. Căpușele nu doar că beau sânge, ci și transmit infecții. În zonele care se strâng mai multe căpușe se dezvoltă dermatită ulcerativă, cauzată de o infecție bacteriană secundară. În cazul eliminării parazitului fără cap se poate forma un abces. Uneori sunt provocate iritații ale mucoasei și chiar anemie. Dar nu doar apărătorii animalelor sălbatice ajută țestoasele să scape de căpușe. Adesea, stoluri de păsări mici plutesc în jurul țestoaselor. Acești insectivori mănâncă cu plăcere acarienii. Salvarea de la plastic. Anual, în ocean se aruncă 8 milioane de tone de plastic. Conform datelor cercetătorilor, aproape 71% dintre păsări și 50% țestoase suferă de prezența plasticului în organism, iar pe coasta Braziliei, aproape 90% dintre ele înghită aceste materiale periculoase. 246 de țestoase ajunse pe malurile Australiei, în Queensland, au fost examinate de oamenii de știință și, potrivit acestora, aproximativ 200 de bucățele înghițite duceau la moarte. 14-15 bucățele duceau la creșterea șansei cu 50%, iar doar o singură bucată ucidea aproximativ 22% din țestoase. Puii de țestoase iau sacoșele drept meduze delicioase. Ei nu sunt prea pretențioși la mâncare și, plutind prin ocean, întâlnesc un număr mare de deșeuri. Nu cu mult timp în urmă, într-o rezervație naturală din Costa Rica, echipa de cercetare a populației de țestoase de măsline a observat un animal cu o furculiță de plastic în nas. Ei au ajutat-o pe țestoase să scape de obiectul care o chinuia. Biologul Nathan Robinson a observat în același an o altă broască de aceeași specie, cu un tub de plastic în nas. În apele Spaniei, un fotograf a observat o broască țestoasă încurcată într-o plasă veche de pescuit. Animalul cu greu se ținea pe apă. Dacă fotograful nu s-ar fi grăbit și n-ar fi salvat-o la timp, o aștepta moartea sigură. Salvarea de contrabandiști, un caz unic de salvare a unei țestoase. Desigur că ele suferă din mai multe cauze, inclusiv și de la atacul rechinilor. Dar acest caz i-a uimit și pe angajații patrulei de coastă din Statele Unite ale Americii. În timpul unei verificări de rutină, ei au observat în apă un obiect plutitor de neînțeles. Când s-au apropiat, au văzut niște pachete cu cocaină ce pluteau. Erau legate cu frânghii, anume în acele frânghii și s-a încălcit țestoasa. Nu e clar cât a stat așa, dar era sigur sleită de puteri. Oamenii au scos animalul din apă împreună cu drogurile. Greutatea lor totală era de 800 de kilograme. Costul estimativ e de 53 de milioane de dolari. Probabil că contrabandiștii au aruncat aceste pachete peste bord cât erau urmăriți. Salvarea de monede. Un caz dintr-o grădină zoologică din Thailanda a făcut valuri mari în mass media. O broască țestoasă de mare a trăit mult timp acolo, dar în ultima vreme lucrătorii au observat că ea înoată cumva pe o parte. Mai târziu au fost observate probleme de respirație și alimentație. Experții au suspectat o ocluzie intestinală, mai ales că și razele X au confirmat prezența corpurilor străine în stomac, care a fost mirarea specialiștilor când în timpul operației în corpul țestoasei au fost găsite 915 monede cu o greutate totală de 5 kg. Dar cum au ajuns în stomacul animalelor?
Țineți minte obiceiul de a arunca monede în apă ca să te întorci în acel loc. Și cine nu ar vrea să se întoarcă înapoi în Thailanda? Chiar și localnicii aruncă banii în lacurile cuțestoase, sperând la longevitate. Iată, biata de ea a și înghițit astfel monede pentru toți anii în care a trăit în grădina zoologică. Apropo, femela a primit o poreclă după asta, Osmin, ceea ce în traducere înseamnă pușculiță. Fiți atenți cu aceste superstiții turistice, animalele pot să sufere din cauza asta. Salvarea ouălor. Țestoasa în funcție de specie face de la 80 la 200 de ouă și nu degeaba natura a avut grijă anume să ajungă la acest număr. Conform statisticii, supraviețuiesc doar 10% dintre pui. Toți iubesc să mănânce ouă de țestoasă, dar cel mai teribil distrugător al cuiburilor de ouă de țestoasă este omul. Ouăle de țestoasă nu sunt doar o delicatesă exotică. Proprietățile lor medicinale sunt cunoscute de mult timp. Mai mult decât atât, în multe țări ale lumii se consideră a fi cel mai puternic afrodisiac. După oameni, pe locul 2 vin câinii. Aceștia se strâng în haite întregi pe plaje când țestoasele vin să depună ouă. Nu sunt împotrivă de o gustare de genul ăsta și ratonii, șerpii și chiar jaguarii. Puii proaspăt eclozați se află în pericol mare până ajung la apă. Dar nici acolo nu se termină totul. În lumea subacvatică îi așteaptă crabii și peștii răpitori mari. Pentru creșterea populației de țestoase, practic în toate zonele unde se fac cuiburi, sunt echipate centre angajații cărora iau ouăle și le duc la incubator. Puii crescuți sunt apoi eliberați în ocean. Pe alte plaje, secțiunile sunt îngrădite și lumina instalată este roșie, fiindcă cea albă sperie țestoasele. Salvarea de algele toxice roșii. Acest fenomen este destul de frecvent, dar uneori amploarea lui provoacă daune ireparabile naturii. Cu părere de rău, nu ultimul rol îl au în asta poluarea mediului, precum și îngrășămintele care se scurg în apă. Dacă înainte, în timpul înfloririi algelor roșii, pe coastele Floridei mureau câte 35-50 de țestoase, atunci criza fără precedent din 2018 a dus la decesul a mai mult de 700 de indivizi. Autoritățile au locat $1,5 milioane de dolari pentru lichidarea consecinței dezastrului natural. După părerea oamenilor de știință, acest fenomen va afecta foarte mult populația animalelor. Unele specii nu vor putea să-și revină deloc. Valul roșu a provocat pagube ireparabile și coastei mexicane. În partea de sud a țării au fost găsite rămășițe a 102 țestoase de măsline, a 6 țestoase Haucas Bill și 5 de Galapagos. Aceste specii sunt pe cale de dispariție. După cercetări s-a aflat că cauza morții lor erau algele roșii toxice. Salvarea de la scoici. S-a dovedit că nu doar țestoasele adoră să mănânce scoici, ci și scoicile țestoase. Pe carapacea țestoasei s-au descoperit 29 de specii de scoici periculoase. Dar ele nu doar mănâncă carapacea, ci și influențează forma hidrodinamică generală. Voluntarii prind broasca afectată de scoici și îi curăță carapacea folosind instrumente la îndemână. Dar nu doar voluntarii le salvează de la asta. Astfel, australianul Dan Cropp, în timp ce era pe placa de surf, a observat o țestoasă acoperită cu scoici. El a dus-o pe biata broască la un specialist și fricile lui s-au adeverit. Din cauza scoicilor, aceasta era foarte slabă. Nu putea să vâneze normal. Pe coasta Tasmaniei, un pescar a prins un exemplar de 100 de kilograme, care a devenit un refugiu adevărat pentru o întreagă colonie de diverse scoici care o mâncau încet. Țestoasa a reușit să fie curățată cu succes de paraziți și a fost eliberată în ocean. Salvarea de uragane. În Florida, în timpul eclozării puiilor de țestoase, e fix sezonul de uragane. Desigur că puii de naștere au destul de multă putere ca să facă față călătoriei spre apă, unde se află sursa lor de hrană, algele ce cresc departe în ocean. Marea parte a puiilor moare din cauza pierderii puterii. Ei pur și simplu nu au cum să lupte cu valurile furioase care îi aruncă la mal iar și iar. De asemenea, sunt incapabili să scape de prădătorii de pe uscat. Angajații unei grădini zoologice locale și voluntarii adună puii de pe mal, îi verifică de răni, apoi îi pun într-o apă calmă, unde puii prind puteri timp de 12-24 de ore. După asta sunt duși cu barca în habitatul lor natural.
Salvarea de cârligele de pescuit. Din păcate, țestoasele suferă din cauza cârligelor. Animalele le înghit atât cu peștele cât și fără pește. Un locuitor a Texasului care obișnuia să pescuiască lângă insula Padre n-a mai reușit să o facă. O broască țestoasă enormă a înghițit cârligul cu momeală. Să transportă de sine stătător țestoase era problematic. El a contactat Serviciul de Salvare a Animalelor Maritime din Texas. S-a dovedit că e un mascul și i-au dat numele Captain. După examinare, cârligul a fost găsit în esofag. Specialiștii au îndepărtat obiectul străin din organism și după reabilitare, animalul a fost eliberat. Alt caz a avut loc în statul Florida. Aici, într-un centru maritim, au ajutat o țestoasă de 45 de kg, eliminând cârligul de 10 cm care i s-a înfipt în maxilar. După cuvintele chirurgului, cârligul cu forma J poate fi îndepărtat doar cu ajutorul unei operații. Cârligele nu pot să fie eliminate pe cont propriu. Dacă sunt lăsate fără grijă, din contra, cresc și mai adânc în țesuturi. Din păcate, astea nu sunt cazuri unice. Voluntarii și specialiștii roagă să fie folosite cârlige de altă formă și să nu arunce resturile de fire cu cârlige în locuri în care se găsesc țestoase. Salvarea din plasele de pescuit. Anual, în oceanul planetar se pierd sau se aruncă 640.000 de tone de plase pentru pescuit. Doar gândiți-vă la asta, ce număr enorm! Aceste fenomene însă continuă să pescuiască zeci de ani, ucigând un număr mare de animale și pești. Organizațiile din Australia și rangerii aborigeni au studiat cele mai periculoase locuri de acumulare a acestor deșeuri în zonele de pescuit din Asia și Australia. Cea mai mare problemă era golful Carpentaria. Aici s-a înregistrat cea mai mare densitate de deșeuri, 3 tone per kilometru. Activiștii au curățat golful de plase. 80% dintre animale găsite în plase erau țestoase. În Australia, 6 din cele 7 specii de țestoase pe cale de dispariție și-au găsit casa. Pe plajele insulei Trinidad locuiesc 8.000 de țestoase pentru depunerea ouălor. Ceea ce este o problemă mare pentru pescarii de acolo. Sezonul în care acestea depun ouăle e în aceeași perioadă când se pun plasele pentru pește. Țestoase de 450 de kg deseori înmeresc în plase. Pescarii sunt nevoiți să taie materialul. Muncitorii de la Serviciul de Securitate Maritim au testat noi plase. Dar în ciuda eforturilor pe malurile insulei Trinidad, anual mor aproximativ 1000 de țestoase. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă ați salvat și voi vreodată vreun animal. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!